Dăm și mie telecomanda. De ce? Ca să văd și ce mai e la TV. Pe asta fac eu acum. Îți arăt tot ce e la TV. Da, dăm să butonez eu. Tu nu ai voie. Exact asta am spus și părinții acasă, că nu am voie cu telecomanda. Cum? Nu te lasă să umbli cu telecomanda? E, păi nu, că ei se ceartă mereu pentru ea, că nu se ceartă ei. Se ceartă frații mei mai mari, iar eu nu am voie să mă ating de ea. Nu și la Club 40. Aici ar trebui cu toții să avem voie să facem ce nu putem face acasă. De ce, Elena, dă-i telecomanda și lui Denisa. De ce? Că nici eu nu am voie acasă să mă ating de ea. Nici tu? Atunci știu ce trebuie să facem. Toată lumea să umble cu obiecte interzise acasă. Iar pentru voi două am să fac rost de două telecomenzi. Wow! Aragazul! Pe mine nu mă lasă imis umblu la aragaz. Dar la mine nu mă lasă să pun mâna pe cuțite. Și înțelegi ce? Că sunt atât... Ai tăi au dreptate, dar ai mei nu. Eu propun să gătim ceva la cuptor. Un cozonac. Și la sfârșit îl tai felii. Nu te las, pentru că țin la degetele tale și după aia nu mai poți cânta la pian și nici să te scobești nas. Da. Atunci mă las să-l tai cu farfeca? Cozonacul nu se taie cu farfeca, dar poate te las să-l tai cu o gută de pescuit. Avem un problem cu chiuveta. Nu curge. Cred că avem nevoie de un... Mester, aveți noroc că era prin preajmă. Dar tu nu ești instalator. Sunt mai mult decât instalator. Sunt mester, adică poți repar orice. Sună ca o reclamă mincinoasă. Taică meu nu mă lasă să umblu cu trusa lui de scule, dar eu mă pricep să repar orice. Stați o clipă, numai să vă demonstrez. Tu aici pe mine, nu? Hai dincolo să discutăm. Adică mai pot să opresc capul de la subsol ca să le facem, că știm să reparăm și nu aștept aici pe mine. Totul știi să sigura? Ca să devii tu marele meșter. Sunt mai meșter decât tine. Tu poți fi ucenicul meu. De ce să nu fii tu ucenicul meu? Meșter cel care are scule serioase. Nu vezi ce scule am eu? Echipă egală. Eu mă apuc să repar ușa de la șifonier. Ce are ușa de la șifonier? Nu are nimic, dar simt că pot să fac mai bună. Știu ce zici. Apoi repară măsuța aia și biblioteca și prizele. Voi sunteți meșteri sticlari? Ce te gândă la curiozitatea? Vroiam să vă informez că nu sunteți transparent. Ne uităm și noi la TV dacă nu vă încurcă. Ce amuzant de simpatica. Eu zic să începem reparațiile cu televizorul. N-are nimic televizorul! Lăsați-l în pace! No, mie mi se pare imaginea neclară și ceva purici. Bun. Vă plătesc un avans să nu vă atingeți de televizor. Așa, patrone, ne-am făcut safteaua. Mai departe.
De ce mi-ai adus aici? Ca să-ți arăt asta. Ăsta mi-a parat de berberit. Taică mi-o are unul la fel și nu mă lasă niciodată să mă ating de el. Da, așa mi-o face la fel. Te zici că ar fi cine știe ce pericol. Ce-ar fi să ne berberim și noi ca bărbații? Să vedem cum e. Cum? Ai nebunit? Noi suntem copii. Exact, iar aici la club putem face ce nu avem voie să facem acasă. Da, ai dreptate. Și eu sunt curioasă cum e treaba asta cu berberitul. Ce mare scofală! Wow, și ne dăm cu spuma din asta pufoasă. Ce frumos miroase, acum înțeleg pe tați. Da, cam acre. Așa e vitamina C. Acum să încercăm niște faringosept. Altă viață, gust dulce amărui. Ți-am zis eu că e bună ideea. Ai mei nu mă lasă niciodată să pun mâna pe pastilă. Și sunt curioasă ce efecte au. Da, și eram fascinată de culorile pastilelor. Și mai rău m-am întrebat ce gust au. Te servesc cu aspirină, stimate. Da, cam amare astea. Da, nu toate sunt gustoase. Ia să vedem ce mai avem acolo. Somnifer. Aha, te servesc un pui de somn. Dar după amiază avem ore. Ne trezim până atunci. Pun ceasul să sune. Nu știu ce să zic. Sau să încercăm pe altcineva să vedem cum e. Dar cine ar accepta un somnifer fără comentarii? N-are decât să comenteze cât vrea el. Chit, chit, chit. Uite cât de mare pastila. Și nu-i cap în gură. O să-l arătă pe bucățele. Dar uite, deci lui place. Da, ai dreptate. Trebuie să-l administrăm ca la găini. Îl pițăm și-l punem în apă. Hai, frământă mai cu putere, că mai avem mult de lucru. Da, și-ai vrea să vă scoată, dar când ai de strică la Mă ia cu somnul până adorme asta. Poate are efect doar la oameni. Nu cred. Un vecin de-al meu dădea câinelui noaptea să mai latre la lună și funcționa. Înțeleg de ce, pentru că... m-am prins. El nu bea toată apa și normal că nu ia toată doza. Ai dreptate. Trebuie mărită doza. Cred că trebuie să îi le punem pe toate. Ai pus puțin zahăr pudră pe deasupra? Da. Deci intră la cuptor, în sfârșit. Mult de muncă pentru un cozonac. O înțeleg pe maică-mea de ce cumpără din comerț și îi spune lui tati că a frământat toată ziua.
Voi unde ați stat până acum? Am avut niște treabă. Și ce e cu baticele astea? Păi e cam complicat. Hai că nu ne plac lucrurile complicate. Așa se poartă acum. Da, e ultima modă să nu ne recunoască lumea. Ei, cred că știu ce se întâmplă. Vor sa de vânt. Aoleu, epidemie! Tot clubul e în pericol. Terminați, nu e nici în vărsa de vânt. Atunci ce e? Ia arătați-ne. Nu e treaba voastră. Și nu e vărsa de vânt. Hai să ieșim. Unde vă duceți? La Păi mai e până începem orele. Sau aveți îmbolnăvit toată școala cu vărsatul vostru de vânt? Nu toată școala, ci numai pe voi. Gata cozonacul, toată lumea servească cât e cald. L-ați văzut pe Alexia și pe Denisa? Nu, au stat în baie toată ziua. Trebuie să-i găsim și să-i izolăm urgent. Frate, ăsta mai adorme odată sau nu? Zici că am dat energizante, nu somnifere. Hai, hamsterele, adormi și tu odată, te rugăm, că altfel ne ia pe noi somnul. Ia, ia, hai că e gata. În sfârșit era și timpul. Bă, ce căutați aici? Pe Alexa și pe Denisa. S-au ascuns pe aici? Aici nu e nimeni în afară de noi. E clar, înseamnă că au scăpat din club și acum răspândesc vărsatul de vânt. Aoleu, vărsat de vânt? E grav. Da, dar eu am avut deja, deci nu e grav pentru mine. Servit din cozonac, a ieșit delicios și e pentru toată lumea. Bă, ce-i cu ăștia? Trezirea fraților, începurile acuș. Bă, eu nu mai pot de somn. Ce se întâmplă de dorm toți? O fi de la vărsatul? Nu cred. O fi de la... Și auzi, tu unde-i pisat somniferele alea? Cu unde? În bucătărie. Și ce se mai făcea în bucătărie? Cozonac. Aoleu, se facea cozonac. Nu răspunde nimeni. Ăștia au nebunit, le-s de la școală. Poate au ajuns înainte noastră și sunt deja în clasă. Corect. Hai să intrăm și noi. Aoleu, ce-i asta? Să nu spui că... Ba da, azi fac poze pentru albumul școlii și legitimații. Haideți mai repede că după voi stăm. Unde sunt ceilalți? Nu știm, dar noi nu suntem pregătite. Hai că nu stă fotograful după voi. Luați loc pe scaun și dați jos baticele alea. Dar noi nu putem că... Jos baticele, am zis. Avem vărsa de vânt. Nu se vede în fotografie. Jos baticele și apoi la dispensar. Hai, jos baticele!
fețele voastre? Ce ați pățit? Ne-am bărbierit.